Avem plăcerea de a-i lua astăzi un amplu interviu lui Marius Tunduc, candidat pentru funcția de președinte al FCPR. Marius, pentru început, aș vrea să ne faci o scurtă descriere a ta ca și om, ca și colombofil. Da, am 37 de ani și câteva zile. Sunt căsătorit, am 4 copii. Administrez grupul de firme Tunduc, cu diverse obiecte de activitate. Ca și colombofil, am primit primul porumbei cadou de la tatăl meu în anul 1987, când aveam 11 ani, și cresc porumbei de atunci neîntrerupt. Am devenit colombofil cu acte regulă în toamna anului 1999 și particip la concursul din anul 2000. Asta e pe scurt cu descriere a mea. Astăzi ești președintele Asociației Colombofile Voiajorul Bihor. Cum ai ajuns să fii în funcția asta? Am fost și sunt un om care căruia i-a plăcut tot timpul să se implice ca lucrurile să meargă mult mai bine acolo unde este. Am găsit în Bihor în anul 2000 o colombofilie, să zicem, indulgență, dezordonată și mi-am propus să o schimb și am făcut acest lucru începând de la centrul de îmbarcare Alești, unde la vremea respectivă eram 3 membri și acum suntem undeva în jurul 30 de membri. Ulterior, în 2005, am decis să candidez și a fost o luptă cu generația veche care era atunci în județul Bihor și am fost ales președinte al asociației. Asociație pe care am și creat-o, propriu zis, juridic, în anul 2007. Am adus tot timpul alături de mine oameni tineri, oameni dornici să facă treabă. Cu majoritatea am făcut echipe foarte bune. Este și motivul pentru care la Alești avem oameni ca Vlăduț, ca și Sorin Plaga, ca și ceilalți de acolo, în ales să nominalizez pe toți care duc lucrurile mai departe. La nivel de județ avem o echipă foarte bună. Am știut să aduc în jurul meu oameni valoroși, nu doar în colombofilie, ci în viața de zi cu zi. Cred că suntem primii din țară care avem, iată, un colț media. Vedeți bannerul din spatele nostru, Voiajorul Bihor. Inovăm mereu, așa cum știe toată lumea, în colombofilie. Cred că suntem una dintre cele mai dezvoltate logistic asociații din țară și, ca și o paranteză, pentru cei care au fost la expoziția din 2008 organizată la Oradea și care a plăcut la cam toată lumea care a fost aici, le readuc aminte că atunci când am fost invitat pe scenă ca să primesc trofeul organizatorului, am fost singurul până în acest moment care am chemat cu mine la microfon pe toți cei implicați în această în acțiunea respectivă. Sunt un om de echipă, îmi place să am în jurul meu oameni valoroși și doar în echipă și cu oameni valoroși alături de tine poți să realizezi lucruri mari, nu doar în colombofilie, și în viața de zi cu zi. Bun, Marius, ne-ai povestit acum despre tine ca și președintele Asociației Colombofile Voiajorul Bihor. Ce poți să ne spui despre tine în cadrul FCPR? Din 2006 ai fost membru comitetul director și cum ai ajuns ulterior să candidezi pe funcția de președinte al CNS-FCPR? Da, am ajuns membru comitetul director în anul 2006 al UFCR-ului. Ulterior s-a creat structura nouă FCPR și am avansat din punct de vedere juridic. La propunerea domnului Cosmin Olteanu, pe care l-am cunoscut atunci într-o vizită de la dumnealui, doream împreună cu Dan Trușcă și cu Adi Gabri să facem o revistă privată. Ea nu s-a materializat, în schimb, Cosmin a fost cel care, văzându-mi inițiativa și dorința de a face lucruri bune, mi-a propus acest lucru. Am devenit delegatul Asociației Bihor, am câștigat la momentul ăla detașat, pentru că aveam deja o notorietate în țară, scrisesem două cărți la acel moment și tradusesem o carte de-a lupii de verde. Am ajuns ca reprezentant tineret în comitetul director. Am fost un bătăios și acolo m-a luat cu toată lumea de gât la figurat. Am fost cel care a avut inițiativa campionatului copiilor pentru a promova colombofilia la nivel de copii.
Sunt cel care mă ocup și cu bune și cu rele de realizarea revistei FCPR de atunci și, într-adevăr, câștig niște bani, nu eu, ci una dintre firmele mele, de pe acest lucru, ca să lămurim și acest lucru, să ne ascundem de pe deget. M-am câștigat în urma unei munci. Pe mandatul domnului Bilan am avut, fără întrerupere, reviste puse la dispoziția columbofililor de către FCPR. Ulterior, l-am convins pe domnul Bilan, cu care am o relație de prietenie extraordinară, să nu renunțe la funcția de președinte, nu dorea să mai candideze pentru al doilea mandat și în timp ce îl convingeam să nu renunțe, el mi-a zis, băi, eu nu renunț, dar vii tu tehnic, că până la urmă funcția asta este cea mai ingrată funcție din FCPR de președinte, de președintele Comisiei Sportive. N-am avut niciun contracandidat, am fost ales cu majoritate. Sper că mi-am făcut datoria față de asociațiile care m-au ales în această funcție. Marius, ca și președinte al CNSFCPR, care sunt realizările tale majore sau a echipei pe care ai condus-o? Da, n-aș vrea să facem referire la realizări majore, pentru că tot ce s-a realizat în FCPR nu este meritul lui Marius Tunduc, cum nu este nici meritul lui Florin Bilan individual, este meritul unei echipe destul de bune pe care am avut-o. Iar împreună cu colegii din CNS, așa cum am promis, am luat regulamentul, l-a purificat, am încercat să îmbunătățim aspectele din regulament care erau problematice. Am organizat, și nu știu dacă s-a mai organizat vreodată, dar nu în viitor apropiat, întâlniri cu tehnicii din țară, tocmai pentru a dezbate și a confrunta problemele care există și să reușim să avem o variantă de RNS foarte bună. Cred că în acest moment avem o RNS foarte bun. E normal ca în el să mai existe și scăpări și vreau să vă spun că eu nu cred în ideea de RNS bătut în cuie. Am plecat acum 4 ani cu aceeași idee, însă nu cred că este posibil, pentru că în fiecare an ne-am întâlnit cu situații noi. Avem o columbofilie care se dezvoltă extraordinar și regulamentul și regulile jocului trebuie mereu îmbunătățite. Mi-ar place ca viitorul CNS să reușească să facă un regulament bătut în cuie, însă personal nu cred că există această posibilitate. Pentru cei care nu știu și pentru vorbăreții care vorbesc să afle treabă, și în Belgia, și în Olanda, și în Germania, și în Ungaria, regulile jocului se adaptează în fiecare an la realități. Ca să trec mai departe cu realizările, cred că una dintre marile realizări ale noastre sunt zonele de maraton, care au generat concursuri de 6, 7, 8 mii de porumbei la maraton, care cumva erau doar vise pentru cei care iubesc această categorie. Calculul automat a distanțelor. Până acum 4 ani, o persoană desemnată calcula pentru fiecare crescător distanța și ea se lua atenție din centrul localităților. Vreau să vă spun că noi la Budapest aveam o diferență de 20 de kilometri, care clar influența viteza și clasamentul. M-am implicat enorm de mult în realizarea expozițiilor naționale și ultimele două, Craiova și Târgu Mureș, și Târgu Mureș în special, cred că este la un nivel unic în Europa, ca și manifestare expozițională de top. Sunt cel care am venit și am fost susținut de toată echipa și am introdus GPS-urile pe mașini, atât pentru calculul distanțelor, cât și pentru controlul lansărilor. Și să știți că omologatorii verifică parcursul mașinilor. Am adus stickerele pentru reclamare la maraton, un lux extraordinar de bun, care a mai limitat accesul celor care fraudau această categorie. În 2013 s-au făcut și controle la 3 crescători de la Federație. Sunt cel care am inițiat și se pare că a fost un succes anunțul porumbelor la fond și SMS, la fond și maraton, prin SMS sau prin intermediul calculatorului. Pe parcursul ultimului mandat s-au făcut lansări în direct, și a domnului Bilan de la Prahova sau cea de la Berlin. S-au inițiat aceste naționale care sunt din ce în ce mai interesante pentru columbofilii pasionați de maraton. Am creat
și se va vedea în zilele următoare, o aplicație electronică prin care participanții la banchetul de final de an poate să-și cumpere prin intermediul asociațiilor bilete cu loc, exact ca la teatru, la cinematograf, pentru a evita înghesuielile care se produc acolo, bătăile pe locuri, bătăile la figurat. Și mai am în minte un sistem de constatare a porumbeilor, tot prin SMS, pe care încă n-am reușit să-l pun în aplicare. Au fost 4 ani de muncă intensă, așa cum am spus, este o funcție ingrată. Cei pe care îi ajut, în general, nu-ți mulțumesc, sau cei cărora le faci un bine, să zic, în general, nu-ți mulțumesc. Însă cei care se simt defavorizați au grijă să te înjure tot timpul. Nu, n-aș mai repeta experiența de președinte CNS. Da, Marius. Bun, ne-ai spus mai multe despre experiența ta ca și președinte a CNSFCPR. Știu că ești și membru în Comisia Sportivă a FCI. Ce ne poți spune despre acest lucru și încă un aspect? În România se tot vehiculează înființarea unei confederații și faptul că România nu va putea participa la Olimpiada de Porumbei. Poți să detaliezi un pic, să ne spui mai multe? Da, sunt membru în Comisia Sportivă a FCI pentru al doilea mandat, alături de prietenul meu, domnul Bardo Șișman, care este și președinte al Comisiei Sportive și cred eu că din 2015 va fi și președinte al FCI. Și dacă tot ne raportăm la următorul congres, cred că începând cu 2015 România va avea și un vicepreședinte la FCI. Cam așa se fac cărțile la momentul ăsta, la nivel politic, să zic, al FCI. Din păcate, FCI nu este o organizație, așa cum ne închipuim noi, România, extraordinar de implicată și extraordinar de incisivă. Ce să vă spun, se vehiculează tot felul de prostii și tot felul de aiureli. Eu nu prea le înțeleg rostul, lucrurile sunt extrem de simple. Prin instanță, FCPR este continuatoarea de drept a OFCR ce privește reprezentarea la FCI. Continuarea reprezentării a fost anunțată și la FCI. Avem o scrisoare în sensul ăsta. Și lucrurile s-au fost tranșate de un tribunal din România. Regulamentul FCI este extrem de clar. O țară, o federație afiliată. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina cu așa zisă confederație este de fapt o poveste a care doi oameni au stat la masă și au semnat o hârtie. În România, strict o sensul legal, nu avem termenul de confederație. Pentru că dacă ar exista, ne-am putea așeza la masă cu oricine, pentru că am avea o lege care ne-ar creiona o direcție. Dar și dacă ar exista legea asta, este foarte greu să pui FCPR, care este o organizație creată pe legea 26, cu FRSC, care e pe legea 69, și cu UCP, care este o asociație de persoane fizice, să le pui împreună sub o umbrelă. Legile sunt clare, poveștile de net sunt povești de net. Cât privește reprezentarea porumbeilor românești la Olimpiadă, astea de 7-8 ani de zile de când unii sunt cu scrisul pe net, nu mai miră pe nimeni. Porumbeii românești au lot olimpic, îl vedeți pe site-ul FCPR, vor participa la Cupa Continentală de la Brno, anul viitor vom participa la Cupa, la Olimpiada de la Budapesta. Ce să vă spun? Lucrurile sunt la nivel de poveste. Eu personal sunt unul care am încercat foarte mult să aducem toată columbofilia sub umbrelă. Însă opinia mea este simplă. FCPR este vioara întâi. Cei care vor la Olimpiadă să devină membri FCPR, să respecte rigorile FCPR. Eu nu doar că sunt FCPRist. Știu că singura portiță spre Olimpiadă se numește FCPR. Și undeva în luna decembrie, ca să nu zic după alegeri, vom prezenta, să zicem, columbofilului de rând anumite aspecte. Nu vreau să le folosesc acum, ca să nu fiu acuzat că le folosesc în campanie, prin care toată lumea va vedea că singura portiță spre Olimpiadă a rămas, și la această oră vă spun cu siguranță, a rămas FCPR. Restul discuțiilor sunt discuții. Realitatea o vedeți fiecare dintre dumneavoastră în fiecare an.
Așa, să te întreb puțin despre relațiile dintre China și Japonia și în cadrul apărut în cadrul FCPR. În ultima vreme ai fost un invitat frecvent la manifestările din China, Japonia. Poți să ne dai mai multe detalii despre cum a început și cum s-a dezvoltat aceste relații în timp? Da, avem o relație bună cu Asia, intermediată în special de prietenul meu Josh Wang din Taiwan, care este și vicepreședinte al Federației Japoneze. Am fost de câteva ori acolo și eu și alți colegi de mei din comitetul director. Putem crea acolo o imagine foarte bună a României, așa cum am început deja, pas cu pas. Și este important că am fost acolo la masa bogaților, cum folosesc termenul cei din fotbal cu Champions League-ul. Am avut deosebită onoare să fim invitați și la premierea campionatului japonez. Premiere la care sunt doar invitați campionii și președinții de asociații. Chiar și desemnarea campionului se face într-un mod mai ciudat. Putem să-l detailăm altă dată. Anul acesta au fost invitați acolo colegii mei, Zanfi Sorin și Sandu Huzu. Din păcate nu se vor putea duce pentru că premierea lor cade în același weekend cu expoziția noastră. Însă este ceva extraordinar să fii invitat într-un cerc atât de select cum e colombofilia japoneză, să zicem. Și a fost ceva extraordinar să văd drapelul României între drapele altor state participante la prima manifestare când am fost în China. A fost niște lucruri frumoase. Toate aceste lucruri s-au petrecut datorită relației foarte bune pe care o am și eu și parte dintre colegii mei cu George Wang, cu domnul Tse Ping din China. Sunt niște persoane extrem de influente în columbofilia asiatică. După cum vedeți, le-am și trimis un porumbel cadou ca semn al prieteniei. Sper ca în curând să fie invitații noștri în expozițiile noastre, poate cel mai repede la Cupa Continentală în 2016, care se pare că vom organiza în România. Bun. Hai să te întreb acum, să revenim de fapt pe meleagurile românești. Cum ai ajuns să candidezi la funcția de președinte al FCPR? La propunerea prietenului meu, Florin Bilan, care a decis să nu mai candideze, și pentru că din toți cei care am format această echipă, nimeni nu și-a asumat rolul ăsta și cu toți au zis, Mariuse, tu ești cel mai potrivit pentru că ești foarte implicat, știi cum merg lucrurile. Cam așa am ajuns să candidez. N-am ținut neapărat să ajung președintele PCPR, pentru că nu este important să fii președinte sau să fii doar în Consiliul Director. Este important să te impui să faci treabă. Poți face treabă de pe orice funcție, că președintele în Consiliul Director are doar un vot. Am considerat că trebuie să ducem mai departe modernizarea FCPR-ului și a României columbofile, să mergem înainte pe aceeași linie și mai mult am văzut că pot să strâng lângă mine o echipă de oameni extrem, extrem de valoroși. Îi vedeți în clipul de prezentare. Le mulțumesc tuturor pentru că au acceptat să facă parte din această echipă, au acceptat să mă susțină în funcția de președinte și cred că calitățile persoanelor prezentate acolo prevestesc, fără îndoială, viitorul extraordinar de bun pe care îl are FCPR. Orice columbofil în România poate să vadă clipul pe net, să vadă persoanele, județele de unde provin aceștia. Am încercat, la fel ca în reclamă la telefonie mobilă, să avem acoperire națională și cred eu că am și reușit. Marius, știu că ai o platformă pe care, ca și candidat al FCPR, vrei să o prezinți și vrea să o vadă toată țara. Poți să ne spui mai multe lucruri despre această platformă, așa? Da. Împreună cu toată echipa pe care ați văzut-o în prezentare, ne-am asumat o platformă, program pe care am dorit să o ducem în deplinire. Și pe primul punct am pus transparența financiară. Știu discuțiile referitoare la bani care se fac tot mereu și cred că transparența financiară a FCPR
trebuie să fie completă în relația cu asociațiile. Vreau ca asociațiile afiliate să primească în fiecare an proiectul de buget pe care să poată să-l analizeze înainte de adunarea generală, unde acesta trebuiește votat, iar banii FCPR-ului sunt și la momentul ăsta cheltuiți și vor fi și în continuare cheltuiți doar cu acordul Consiliului Director și doar în funcție de ce prevede bugetul aprobat de asociații de afiliate. Aș vrea în același timp să constituim un Consiliu a Președinților cu care să ne consfătuim din când în când, în special la proiectele importante și la proiectele grandioase. Și așa cum tu, fiind aici cu mine la Bihor, știi foarte bine că nu mă încurc în lucruri mărunte, cred că suntem datori să facem lucruri mari, nu lucruri mici. Și asta vrem să facem la nivel de FCPR. Vreau ca toate utilizabile FCPR, în cel mai scurt timp, să fie comercializate de FCPR. Cleme, stickere, inele, fișe de îmbarcare, cataloage, reviste, tot ce înseamnă comerț să fie făcut de către FCPR. Mi-aș dori să atragem sponsori și să creăm politici financiare pentru sprijinirea asociațiilor columbofile și sprijinirea începătorilor. Vreau ca federația să sprijine concret asociațiile prin asistență juridică și în măsura în care se va putea și financiară. Pe următorul punct am pus plata transparentă a serviciilor oferite către FCPR. Cei care doresc să muncească pentru FCPR și doresc să fie plătiți în schimbul ăsta, indiferent că oferă servicii de promovare, de marketing, de organizarea unei expoziții naționale și nu găsim decât formula unor servicii plătite, le plătim, toată lumea știe ce s-a plătit și ce este important este ca ele să fie făcute. E mai bine să plătim pe cineva să ne facă un lucru decât să nu-l avem deloc. Aș dori să promovăm columbofilia în România prin toate mijloacele posibile și ducem columbofilia inclusiv în școli, prin intermediul unor seminarii de prezentare. Asta în măsura în care oameni din asociații vor dori să implice, pentru că vom avea niște coordonatori buni pe acest aspect. Unul dintre ei, Viorel Dragomir, care candidează la responsabil cu promovarea, l-ați văzut în clipul de prezentare, și care deja a început demersurile pentru promovarea FCPR-ului în ceea ce înseamnă media națională. Vreau să promovăm FCPR în mediul internațional și în Asia ca cea mai puternică structură din România și din Europa de Est și vreau ca în următorii 4 ani, prin cei abilitați să facă lucrul ăsta, toată Europa și toată lumea să știe lucrul ăsta că noi suntem numărul 1. Aș vrea ca începând cu 2014 să realizăm 6 reviste anual. Aș vrea să convingem Parlamentul României și am făcut deja demersuri în sensul ăsta pentru a vota un proiect de lege prin care să avem o zi în an denumită Ziua Columbofiliei și deja prin relațiile, să zicem, care le avem la nivel politic și prin deputații din Bihor și prin Viorel Dragomir și prin Mihai Țurcanu pe care avem un comitet, s-au demarat discuții în sensul ăsta și este posibil. Aș vrea ca pasiunea de columbofil să fie o mândrie, să nu mai fim priviți ca și cotețarii de capătul străzii. În același timp, tot prin Parlament aș încerca să obținem un statut special pentru porumbeii voiajori, pentru că la ora asta sunt asimilați păsărilor de curte și în cazul unui furt, poliția se compară porumbeii cu găinile și cu curcile și știm cu toții că nu este așa. Și avem posibilitatea inclusiv politică, să obținem lege în avantajul nostru, pentru că asta este foarte important, să obținem lucruri în avantajul columbofilor și asociațiilor. Voi încerca, și am avut o discuție mai amplă cu Mihai Țurcanu, ca împreună cu autoritățile sanitar-veterinare să aliniem legislația sanitar-veterinară la ceea ce înseamnă concursuri cu porumbei voiajori. Tot împreună cu Mihai Țurcanu am avut o discuție cu doctorul Van de Sluis din Olanda, care este medicul Federației Olandeze, care deja ne-a oferit serviciile în cazul în care voi fi ales președinte ca și consultant veterinar al federației noastre. Vedeți voi, există probleme veterinare acute pe care din inerție și din obișnuință le trecem cu vederea.
boala puilor, de exemplu, care face ravagii în România, nimeni nu mișcă un deget pentru a vedea cauzele și a încerca să obținem tratamente. Rolul departamentelor veterinare din cadrul federațiilor, ăsta este, să găsească soluții, să lucreze cu specialiști, cu autoritățile, cu universități din Europa celebre, pentru a încerca să găsim rezolvări. Sper să reușim să facem și pasul ăsta. Vreau să pregătim terenul pentru viitorul columbofiliei, care va însemna altceva decât certuri mărunte la nivel de internet. Nu știu cât sunt acorent cu problema apărută în SUA sau în Europa cu organizațiile de protecție animalelor, însă acestea vor veni și în România. Eu nu vreau ca sportul columbofil să moară în momentul când astfel de organizații se luptă pentru distrugerea sportului cu animale în general. Vreau ca legislativ să fim pregătiți și de asta ar fi bine ca entitățile columbofile din România să-și dea mâna nu doar pe discuții de un regulament comun, ci pe discuții constructive și discuții de genul ăsta. Vreau ca să aducem specialiști în lansări din țările dezvoltate și să avem seminarii cu reprezentanții asociațiilor pentru a învăța mai multe despre cum organizăm concursurile cu porumbei și cum facem lansările pentru a limita la maxim catastrofele. Mi-aș dori să creăm un muzeu al columbofiliei române. Avem o istorie care începe din 1937, avem documente în sensul ăsta la domnul Cosmin Olteanu și cred că în următorii 4 ani putem crea un spațiu undeva care se numească și să funcționeze ca muzeu al columbofiliei române, pentru că eu cred că, virgulă, ca să avem un viitor, trebuie în primul rând să avem un trecut și să-l cunoaștem cu toții. Sper în același timp să găsești niște oameni, e un proiect mai vechi al actualului comitet director, care să se implice în scrierea unei cărți, istoria columbofiliei române. Sper să găsim lucrul ăsta. Vreau în continuare să organizăm concursuri naționale puternice, care să ofere șanse tuturor columbofililor din România. Am în proiect organizarea Cupei Continentale în 2016 pentru prima dată în România, și deja acordurile de principiu s-au dat și sper că în 2019 să fim desemnați la Budapesta, la Olimpiada în 2015, că în 2019 să fim organizatorii Olimpiadei columbofile. Vreau să asigurăm condiții optime pentru toți columbofilii din România ca să aibă șanse să facă performanță la nivel înalt, așa cum se face în FCPR și în condiții de echitate. Mi-aș dori să muncesc împreună cu viitorul Consiliu Director pentru unificarea columbofiliei române. Însă pentru mine, singura unificare se poate face doar sub umbrela FCPR. Să lămurim aspectul ăsta. Nu consider că suntem români dacă din drepturile noastre le acordăm și altora. Nu. Cei care doresc să concureze în acest campionat, cei care doresc să meargă la Olimpiadă, cei care doresc să fie în Champions League, în Liga 1, sunt bineveniți oricând la FCPR. Pentru mine, numărul 1 este și rămâne FCPR. Cam asta este platforma program și încerc să o duc la îndeplinire, așa cum v-am spus, cu un comitet extraordinar. Cred că cel mai bun care a avut columbofilia română vreodată, cu un CNS foarte bun și cu o comisie care are cel mai ingrat rol, Comisia de Disciplină, unde am încercat prin discuții, prin negocieri, să aducem niște oameni cu coloană vertebrală și puternici, să fie în stare să ia deciziile corecte, chiar și atunci când sunt defavorabile unor personalități, ca să zicem așa mai departe. Cred că avem o comisie de disciplină foarte, foarte bună în sensul ăsta. Și încă o dată, le mulțumesc tuturor pentru că au acceptat să intre în această echipă și pentru că acceptă benevol să muncească pentru columbofilia română. În final, Marius, ce ai vrea să le transmiți columbofililor din România? Le transmit membrilor FCPR și staff-urilor asociațiilor afiliate că, indiferent de rezultatul alegerilor, eu voi rămâne același soldat al FCPR, un om a inovațiilor și un om cu idei și dacă nu voi fi eu acolo, vor fi alții pe care îi voi pistona mereu să avansăm și să promovăm.
Iar în cazul în care voi fi ales pentru funcția de președinte, mă voi strădui să reprezint cu cinste, cu onoare și mă voi strădui să dau cu biciul pe Consiliul Director și pe comisii pentru a munci în folosul asociațiilor și în folosul columbofililor, pentru ca această pasiune a noastră extraordinară să avanseze în fiecare an. Marius, îți mulțumim pentru interviu acordat și îți dorim să ai parte de succes în cursa asta pentru candidatura de președinte al FCPR. Și eu vă mulțumesc, încă o dată mulțumesc întregii echipe și vă reamintesc un singur lucru, că tot ce s-a făcut bun până acum s-a făcut datorită tuturor celor implicați și ce s-a făcut mai puțin bun s-a făcut tot așa și tot ce se va face de acum înainte nu va fi meritul unui singur om sau președintelui, ci va fi meritul tuturor celor implicați în ceea ce înseamnă conducerea FCPR. Mulțumim. Succes! Mulțumim.